M-am gândit să vă povestesc ceva. De curând am fost să-mi iau șosete. Am eu un magazin de unde mi iau, aproape de casă, și pentru că trebuia să mai iau și pentru încă cineva care își dorea la fel ca ale mele, zic hai să mă opresc. Intru, mă uit, aleg și pentru mine și pentru copii, bineînțeles, și pentru prietena mea, doar că alesul pentru mine e dificil câteodată. De fapt, tot timpul, da. Am scos așa câte o pereche de pe stand, am ales câte una de era mai sub toate celelalte și tot așa. Doamna de la vânzare era lângă mine să mă ajute, doar că eu căutam și umblam printre șosete, am zis să nu o deranjez pe ea și ca și în alte rânduri, scot o pereche de sub toate, doamna îmi zice dați-mi mie că le punem la loc, eu zic nu, lăsați că nu mă doare mâna să le aranjez eu, le pun eu la loc. Mai scot o pereche și văd că din gaura unde erau agățate ele pe stendere, cădea câte o bucățică de cartonaș care nu fusese perforat complet și cădea când umblam eu la ele. Și cădea de la fiecare, cădea pe jos. Și când am văzut, pe ultima am luat-o eu cu mâna, special ca să nu mai cadă și să nu fac mizerie în plus. Și zic, hai să o arunc la coș. Mă uit în jur, nu era niciun coș. Dau să bag în buzunare, n-aveam buzunare, fix în ziua aia. Gândul meu, practic, era că sunt în casa cuiva și doar nu o să arunc pe jos. Adică, acasă la mine nu arunc gunoiul pe jos, deci aș face-o când sunt la altcineva, chiar dacă e un magazin, chiar dacă nu are importanță, eu nici pe stradă nu arunc așa. Doamna se uită uimită la mine, doamna de la vânzare. A întins mâna să-i dau ei bucățica de carton și după care o ia și o aruncă pe jos. Și spune, doamnă, că n-am văzut în viața mea o persoană atât de grijulie și de bine educată ca dumneavoastră. Felicitări! În fine, m-a lăudat. Zice, eu oricum dau cu mătura, nu vă faceți griji că tot timpul cad și eu trebuie să le strâng, deci nu e nicio problemă. Cert e că femeia a apreciat enorm că m-am gândit la ea, că m-am gândit pur și simplu la a nu face un deranj și că pur și simplu că n-am vrut să o deranjez. Și acum unii ar spune, păi ăsta e jobul ei. Da, oarecum. Dar noi oamenii ar trebui să ne purtăm cu compasiune și să ne purtăm cu ceilalți la fel cum ne-am purta cu noi înșine. Problema e că mulți se poartă așa și cu ei, adică nu cum trebuie. Respectul de sine ține de iubirea de sine. Dacă eu nu am grijă de mediul în care stau, mediul în care muncesc, dacă permanent las pe altul să facă pentru mine, e ca și cum nu am grijă de mine, unii spun că doar nu e treaba mea, că nu prevede jobul să fac eu curat la locul de muncă, asta trebuie să facă femeia de servicii sau nu știu. Practic, noi același lucru aplicăm și pe ceilalți. De noi depinde, să ne facem viața frumoasă. Nu o face nimeni pentru noi. Și când trăim în frumos, oferim celorlalți tot frumos. Și implicit, totul devine frumos în noi și în jurul nostru. E o parabolă, cred că se numește. Un bogat merge pe stradă și vede un cerșetor, un amărât. Se duce, vrea să râdă de el, ia coșul său de gunoi și îl dă cerșetorului. Cerșetorul se duce, îl golește, îl spală, îl umple cu flori și merge și îl oferă înapoi bogatului. Bogatul uimit întreabă, dar de ce mi-a adus înapoi coșul ăla de gunoi? Mi l-a adus plin cu flori. La care cerșetorul spune, păi fiecare oferă ceea ce are. Deci, dacă noi sădim înăuntrul nostru voie bună, iubire, bucurie, dacă învățăm să trăim frumos, asta vom oferi și celorlalți. Mai vorbim!